Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutare, my friendos! Eu sunt Flash, alături de Toma, care zice intro pe intro, și l-am adus pe, cred, pe mapa asta nouă, să vadă și el cum e, că n-a jucat niciodată. Eu țin în stânga, Toma. Hai să câștigăm acest ăsta. Băgați un like puternic, my friendos, și avem un mare, mare giveaway pe Instagram, la ultima postare, cu periferice în valoare de peste 1000 de lei și un tricou. Am bătut omul pe mid. Bravo, mă, Toma. Așa că vă invit să vă băgați la el, pentru că cine va câștiga acel giveaway va ieși mega, mega, mega câștigat. Repet, căști, mousepad și un tricou ediție limitată cu securbeaz glonțul, așa că băgați-vă pe el acolo, my friendos. De-abia aștept să-l câștigi. Mare chestie. Da, Toma, speră să-l câștige, dar eu zic că... Păi nu mai ai nici tricou curate, nu mai ai nici căști. Tu le părți până să-i scorojezi, este? Unul la mine. Da, am spălat mousepad-ul și al doilea. Mamă, mamă. Ce ai făcut? Ai spălat mousepad-ul? Da, am spălat mousepad-ul. Mamă, ești zeu, Toma. Noi nici cum meciul ăsta, mă, friend, după ce am jucat Valorant pe live, n-am jucat Valorant de un an și ceva, și mă gândeam că nu prea o să-mi intre glonțul, așa că m-am obișnuit cu Valorant-ul, deși am jucat o oră, gen, am jucat foarte, foarte mult, dar aparent nu simt vreo chestie așa, adică prost trageam și înainte, prost trag și acum, nu a schimbat nimic Valorant-ul. La fel de prost jucăm. La gemuleț, la headshot. Nu mai bat, că m-a bat a prost. Vezi să nu mori, Toma. Am întâlnit la mine. Îți dau un smoke. Mamă, Toma. Minus 61, minus 20 altul. Nu știu, hai te fete. Nu trebuie să știi mare chestia. Ai, mă, pe bune mi-a venit. Da, mă, v-am zis că am spălat mousepad-ul. Eu am mousepad-ul să ai 5 ani sau de 6 ani. Serios? Ce ai ieșit din el când l-ai spălat? Nu vreau să zic. Era pământă? Ieșea maroneală. Da. Înțeles, e clar. Și ar trebui să-l spăl pe al meu, că are deja vreun an și ceva. Unul la mine, la drop aici. Mort, am scos, are bomba. Da, da, da. Pușezi? Bine, mă uit, da, eu mid. Stai, uite, când ajungi la top... Nu, e tot la drop, tot la drop, tot la drop. Asta zic. Să fac eu picul aici. Acolo e. Aștept. Îl bați din spate, minus 55. Bine, la tine. Asta zic. Ia-ți acau, mamă, blanu. Pă, apare, mă descurc cu Toma bine, level 6, face it. Lăsând rolul la o parte și tot ce făceam noi în episodul în trecut, Toma joacă așa peste medie și ne descurcăm bun, bun. Sincer să fiu. Mamă, mi-a dat, l-am lăudat special de armă, că e un slab, de, na, că nu joci nimic, mă, mamă, ești prafaus. Da. Da, mi-a dat arma acum. Mai cai și la un face-it, că ți-ai luat-o în cap. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Face-it? Mai cai de mult pe face-it. Că o să ajung, pe face-it o să ajung cu 100 elo, level 1 și, da, mai sunt niște conturi de banat, o să scad foarte mult, dar nu îmi pasă. Vreau să scad cât de mult se poate și de acolo să încep să cresc chiar în level până pe la 8, hai să zic că mă mulțumesc cu 8. Dacă joc un pic mai focusat, poate reușesc un 10, dar meh, nu știu ce să zic. Mă joc numai cu stream-ul pornit și fără warm-up și e cam greuț să... La geamul de la lungă, acolo. Bravo, mă, Toma, mamă. Te joci cu mouse-ul ăla de ți-am dat eu țeapă cu el? Da, fix cu ăla. Mamă. Nici l-am gândit plus. Nu ți s-a stricat până acum că a fost cu blesteme, cu așa, să se strice, să-ți sară ținta, să nu? Bă, vezi că am avut ceva până cu el. Pă, bune, mamă. Înseamnă că blesteme a funcționat, i-am vândut un mouse, de fapt. A cumpărat el un mouse de la mine, l-am vândut eu. El plângea, mamă, Flash, să... Să-mi fie și mie, să cumpăr și eu de la tine mouse-ul ăla. Și vezi la dub. Vreau mouse-ul pe care ai pus tu mâna, vreau alea. Da. Nu mai putea plângea să reseră, Tom. Ce. Cred că la drop e. Bravo. Mamă, stătea și mă pândea, a? Mamă, 5-1. Bă, o ducem prea bine, mă. O să iasă un easy match, match-ul ăsta. Sunt rank mică, nu mai am eu. Păi ce rank ai? Ai Supreme pe matchmaking? Da, a, și să aveam Supreme și aici. Ultima dată.
În dreapta, în dreapta. Amândoi, amândoi. Nu-l văd. Bravo. Mamă, da, erau amândoi aici. Puteau să mă bată rău de tot, dar... Nu știu, n-au tras, n-au... S-au uitat la mine, mi-au făcut poză, habar n-am, nu știu. E bine rău de tot, m-a frânzut. Băgați like-ul ăla puternic, dacă n-ați băgat. Tu duci pe acolo? Pentru episodul ăsta, mă duc pe stânga, pe acolo, da. Ah, da, asta zic, dăm flash. Mamă. Ți-era dor să mă trolez, este? Păi, lo, n-ai idee. Bun, vezi că ți-au dat ăștia flash. Ai grijă. Ai grijă. Pun smoke-ul să nu mai dai. Nu știu pe ultimul. Apropo, în episodul anterior stăteam aici la drop și vorbeam cu voi și cineva a sărit și nu l-am auzit. Nu l-am auzit pentru că vorbeam pe episod și am auzit încă și am vorbit peste săritura aia și efectiv n-am auzit săritura. Dar, na. Că mi-a zis Alinus că, doamne, ce căști bune e că nu l-am auzit pe ăla. Ce FPS-uri ai? Eu am 300. N-am 150, 200. Dar nu știu ce s-a întâmplat, că și... Nu, e de la față, Toma, de la față. Așa, mă, zice. Mamă. Rupem-a, friendus, rupem. Ia zi, Toma, cum ți s-a părut mapa așa, prima dată când te joci pe aia, zi tu că nu e mișto. Mi-mi place rău de tot mapa. Păi, te mică. E mică, dar e tare rău de tot, jur. E plană, e mai mult decât ți-ai putea dori de la o mapă de asta de Wingman. Nu știu, chiar e frumușică și texturi, așa, clădiri, lungul, drop-ul, chestia e chiar interesantă. Ai și mid, adică una. Hive-ul ăla, în schimb, ai jucat pe Hive, Toma? Nu. Bă, nu m-am jucat. Vrei să jucăm? Să facem un episod și pe Hive? Să... Vrei? Vai de cap. Bă, inaptule, bă, ai trecut de el, bă, nu te-ai uitat jos când ai sărit? Nu. Inaptule, doamne. Dar tu de ce nu te-ai uitat? Că tu ai fost al doilea, trebuie să vei fi păi și nu vei primul fi primul se uită, mă, primul păi se uită și n-am fost al doilea. Și al doilea ce n-am face? Realizat, mă, al doilea dublează. Primul se uită, al doilea dublează. Verifici ce nu vei fi eu. Da. Da, se presupune că tu trebuie să... Știi? Să știu. Să te uiți, gen? Acum m-am uitat, nu e. Da, bravo că te-ai uitat acum, mă uit spate. Poți să boostezi pe cutia asta? Nu știu. Parcă da. Nu, în aia din site poți să... Nu știu, și la asta cred. Mă uit spate, repet. Poate hai ta și nici nu știi. S-ar putea să fie spate pușați. Îți dai seama. Eu sunt lei în spawn. Și nu văd nimic, aha. A, e pe site. Pe site? Da, unde? Că busta pe cutie. A, nu. What? Mamă, aici. Plantez aici, la, okay, în colț. Fiume. Are două hitane. Stai să-l ajut puțin. Ajută-l, dă info pe chat, hai. Dă info pe chat. Era să zic ceva. Ce? I-ai dat info, i-ai este? Făcut, eu? Da, i-ai făcut oprit puțină coroniță în jur. Bai, vezi că-s fotograf bun, nu? În curând mă apuc și de filmat, nunți, botezuri, ceremonii, serbări, tot ce se poate. Ați văzut ce poze i-am făcut cu Digăleanu? Nu contează, e bine, și coroniță, și pozică, și tot. Zâmbiți, vă rog. Zi-mă, Toma, vrei să mai băgăm un match pe Hive? Dacă e, da. Mama, acolo e trollul mare, să știi. Din ce? Mama, era să... Mamă, dar ce... N-am simțit meciul ăsta. N-ai simțit meciul ăsta? Este? Nu. Mamă, deci s-a jucat fantastic, m-a frânzut și vă invit pe Instagram să vă băgați acolo la giveaway și vă invit să băgați codul OneFlash pe PC Garage la absolut orice comandă. A făcut globalul! Ți-am zis că-ți fac globalul. Nu ți-am zis că-ți fac globalul. Nu mi-ai zis, nu, terminate. Băgați codul OneFlash, aveți reducere la absolut orice comandă, vă puteți scoate transportul sau măcar un Chico. Dacă vă luați un PC care e destul de scump, de exemplu, vă puteți scoate de vreo 5, 6, 7, 8 ori transportul, depinde. Vă rezuzi că mai bun în continuare, eu am fost Flash alături de Toma, v-am pat, pa, pa!